Ok, pentru că avem oameni de nădejde în Arad și pentru că acești oameni de nădejde au hotărât să facă chestiuni interesante pentru comunitatea lor, comunitatea patrupedă de data aceasta, vorbim cu Claudia, Elena, Iuga și Pusică. Ciao. Ciao. Mi s-a spus 2 minute. Asta vă spuneam la început. 2 minute, nu mai mult. Da, 2 minute. Așa, întrebați-mă, domnul Vareși. Ce caută Pusica alături de noi aici în acest interviu, o reportaj pe plaja intelectualilor, din câte se vede? Pusica este mai intelectual decât noi toți la un loc, pentru că știe să aprecieze această plajă, știe să aprecieze compania selectă în care se află, motiv pentru care nu te latră, nu te zgârie, nu te mâre. Am spus că vom face de fapt împreună cu Arpenistor, cu pe tine, care salutăm pe și care cu ocazia salutăm, aceasta, evident, da? Și cu toți cei care ne vor sprijini, o campanie de strângere de fonduri pentru căței fără stăpân, pentru asigurarea mâncării pentru căței fără stăpân. Știm, adică foarte multă lume știe că Arpenistor se ocupă de ani de zile de această problemă, așa că hai să mai ridicăm din greutatea strângerii banilor de pe Arpi, de pe umerii lui Arpi, domnule, încă nu. Asta însemnând că oricine vrea să-ți cumpere parfum, lenjerie intimă comestibilă, sutiene sau alte chestii, să cumpere altceva sau să-i dea bănuții lui Arpinistor, pentru că el, așa cum face pe Facebook de vreo 2 ani de zile, postează chitanțele și lucrează cu mai multe asociații non-profit care se ocupă de adăpostirea câinilor fără stăpân. Bun, perfect. Deci, cum găsesc modalitățile astea? Vă găsesc pe Facebook sau numere de telefon? Vor fi găsite pe Facebook modalitatea de a realiza această campanie din fondurile proprii, atâtea cât sunt, și ale unei firme care acum în plină pandemie se deschide, mai. Sabina Mladin și Arina Varga, care vor face, pe care le salutăm, vor face hăinițe pentru copii peste 9 luni. Deci ne vom uni forțele, ele și cu mine, și vom face o donație considerabilă, sperăm, pentru Arpinistor, ca să ia mâncare pentru căței. Detaliile pe pagina mea de Facebook și probabil că o să dai și tu un share. Astăzi e ziua mea, zi frumoasă ca tine, și nu vreau ghiocei, că nu-mi plac și nu ei. Ta-ra-ra, ta-ra-ra! Foarte frumos, elegant, cât de cât. Claudia, Iuga de pe plaja intelectualilor, alături de Pusică, pentru La Strada. Îl salutăm pe Arpinistor, pe fete, Sabina Mladin și, bineînțeles, Arina Varga, cu toate cele țoale pentru micuți și, bineînțeles, cu bănuți pentru căței și mâncare, care vor merge prin Arpi la acele locuri puțin mai triste, dar cu speranțe crescute. Mulțumesc, spor la treabă! Noi vă mulțumim, Pusică și cu mine, pentru că ne-ați invitat în acest loc minunat, domnule Voria, și ne simțim mai plini de cunoaștere și de intelectualitate. Ne simțim, pe plaja intelectualilor, asta este plaja unde la un moment dat Lucian Țidorescu a făcut baie. Da, da, și cu toții ne-am dezbrăcat. Vivat, crescat, floreat, nu uitați să donați pentru căței care sunt mai nefericiți în perioada aceasta, dar se vor ferici și ei. Mulțumim, Claudia! V-am pupat, o zi minunată!